Ziua bună și bine v-am găsit din nou, dragi români, oriunde v-ați afla voi. Am din nou plăcerea și onoarea să-l am lângă mine pe domnul profesor dr. Cătălin Turliuc, cu care vom dezbate problemele cu care ne confruntăm aici la noi în țară, pe tărâmul României, cu politica. Cu politica care, din păcate, în ultima vreme ne cam bagă mâna în buzunar. Bine ai venit, dragul meu prieten! Bine v-am găsit! Firește pe tine, pe Andy, pe cei care ne urmăresc și alocă din timpul lor pentru a urmări câteva din reflexiile pe care le prilejuiește o viață politică agitată, efervescentă câteodată, altădată lipsită de interes pentru agenda cetățeanului. Iată că ne aflăm într-un an care va precede în mod clar un an tulburat, un an cu multe alegeri, probabil 5 rânduri de alegeri, pentru că prezidențialele, cred eu, se vor desfășura în 2 tururi, un an care va schimba fața politică a României. Nu fac nicio trimitere la Cioran și la schimbarea la fața României, dar sigur fața politică a României se va schimba și în contextul intern și mai ales în contextul geostrategic. Deci dacă se va schimba, tu crezi că vom trece de la dreapta la stânga? Cred că n-am fost niciodată strict la dreapta sau strict la stânga. E un fenomen care se întâmplă la nivel global și iată, chiar dacă discutăm despre probleme acute la nivel intern, realitatea internațională ne arată că se produce o dezideologizare în sensul clasic al cuvântului. Avem de-a face cu un spor evident al tendințelor autoritare, totalitare la nivel global. Avem de-a face cu subspeciali politici care au căpătat denumiri precum iliberalism și altele asemenea, subspecii, progresism. Foarte frumos termenul ăsta, subspecii. Așa este, pentru că ele sunt idiomuri politice, de fapt, care au dus la momente prin care, de fapt, epuizat fiind un mod de a evolua în societăți, o direcție de dezvoltare, o paradigmă, ele au apărut ca alternative. La început, ca alternative de nișă, prin combinații cu populismul, ceea ce se întâmplă cel mai adesea, ele au ajuns să fie curente dominante în unele țări, chiar în vecinătatea noastră, și lucrurile acestea, fără îndoială, schimbă un peisaj general. Și este știut că într-o epocă a interdependenților, într-o epocă în care legăturile sunt atât de strânse, comunicarea se face în real time și asistăm la schimbări rapide cu care suntem informați aproape simultan, toți locuitorii planetei sau marea lor majoritate. Aproape simultan. Ajungem... Depinde de orar, da, de la est la vest. Evident, dar spun acest lucru pentru că dacă înainte un mesaj ajungea foarte greu, în fine, chiar în condițiile presii tipărite, acum lucrurile se desfășoară mult mai iute, în alt ritm și se creează acest buldenej, efect de avalanșă, care evident determină atitudini și de foarte multe ori aceste atitudini nu mai sunt de ordin rațional, ci de ordin emoțional, afectiv și reacțiile acestea creează astfel de subspecii, idiomuri ale exprimării politice care, iată, devin, să spunem așa, lucruri la modă, sunt acceptate chiar dacă în mod superficial la început, dar mai apoi își creează făgaș. Și ca să fiu foarte concret, haideți să ne gândim la mișcări de genul cancel culture, woke, progresismul, o revendicare a unui nou tip de justiție și echitate socială pornit de la realitatea unei polarizări excesive, a unui număr din ce în ce mai mare de bogați și a unui număr din ce în ce mai mare de pauperi. Eu spun pauper pentru că sărăcia e o stare de spirit, de fapt. Corect. Un om care nu are bani se numește falit, nu sărac, chiar dacă limba română nu este atât de nuanțată în această privință. Și avem pentru de a că face, românii general nu prea au fost și avem de a face cu epuizarea, cu da, și avem această epuizare a ideologiilor clasice, să spunem, care nu mai sunt la fel de atractive pentru tânăra generație, pentru cei care sunt chemați să construiască un viitor. Și au pierdut... ai putea... Dumneavoastră, domnule profesor, ca dovada faptului că sunteți un recunoscut și reputat istoric, puteți face o paralelă între ceea ce s-a întâmplat în anii 46, 48, 50 în Europa, inclusiv în România, cu ceea ce se întâmplă acum în 2020, 2022, 2024? Bun. Vorbind de perioada imediat postbelică, în siajul cel de-al doilea război mondial, evident, asistăm la nașterea unei lumi bipolare. Dacă a fost o lume bipolară tensionată, apoi o lume bipolară laxă, au fost episoade ale războiului rece, dar a fost această dublă hegemonie
a lumii libere, evident, cu Washingtonul în avanscenă și a lagărului socialist, a lumii comuniste dirijate care de Kremlin și Moscova. Care era împărțită practic în două. Sigur, atunci era în două, dar existau tatonări continue. Să ne amintim că după celebrul discurs de la Fulton a primului ministru britanic, Winston Churchill, care vorbea despre diviziunea Europei, n-a trecut multă vreme și am asistat la schimbări, la reașezări geopolitice masive. Sigur că odată cu sfârșitul războiului rece, ca să venim la zilele noastre, că asta cred că interesează mai mult pe cei care ne urmăresc, am ajuns la concepte precum multipolaritate. Ce înseamnă o lume multipolară? Evident, e greu de definit altfel decât ținând cont de faptul că avem mai mulți vectori care contribuie la ierarhiile globale, să spunem așa. Avem, fără îndoială, în perspectiva realismului politic, vectorul militar și el e clar dominat în momentul în care vorbim de Statele Unite ale Americii, de vectorul economic, de vectorul ideologic. Altfel spus, ca să rezum toată această chestiune, s-a vorbit despre hard power, despre soft power și acum vorbim despre smart power, ultimele două concepte apărute în acest secol. Ori din această perspectivă, schimbările care se petrec, mai mult sau mai bine înțelese de, să spunem așa, masa alegătorilor, de electorat, și vorbim de electorat în general, de electoratul global, presupune un nou tip de alonjă intelectuală, un nou mod de a înțelege lucrurile, care de data aceasta se manifestă inclusiv la nivel lingvistic, printr-un limbaj scurt, la obiect, cu o dimensiune de multe ori mercantilă, dar cu o afectare directă a stării emoționale. Foarte multă lume ajunge, în virtutea gândirii magice, să răspundă la reacții emoționale. Se raliază unor idei, iată, datorită social media, se raliază imediat unei dar depinde, cauze. Ok, se raliază cu un anumit victor de imagine, dar sigur. Părerea ta, că hai da, să ne uităm, da. A căzut cortina de fier. Da. Statele vechi comuniste au devenit noile capitaliste. Dar ne uităm, de exemplu, la Italia. Italia n-a făcut parte din țările, cu toate că mentalitatea italiană era mai de stânga decât de dreapta. Dar a câștigat Meloni, care avea un discurs total naționalist, un discurs total anti-Europa, și astăzi este cea mai mare susținătoare a acestor două lucruri. Deci a câștigat un vot, cum spuneai puțin mai înainte, a oamenilor care ar fi dorit să schimbe aceste lucruri și a face exact ceea ce... Face ceea ce trebuie, de fapt. Aici e corect. Dar ea, în mod real, dar cineva a acaparat-o. Ori a propulsat-o pe ea în poziția aia. Că vreau să fac similitudine cu ceea ce se întâmplă în Slovacia. Tocmai s-au terminat alegerile. Da. Da? Să uităm de Ungaria. Da? Adică lucrurile au început să se polarizeze. Acum, cel care va schimba, între ghilimele, dacă va fi, pentru că scena politică în România este... într-o continuă efervescență, stânga-dreapta de astăzi, că ori cea, ori țală, cum se spunea pe vremuri la țară, nu mai știe ori stânga, ori dreapta, pentru că măsurile pe care ei le au în această vestită coaliție a ciumii roșii, cum îi spunea Iohannis la un moment dat, care deodată n-a mai fost și nu mai este catalogată ca și ciumă roșie, a luat niște acțiuni care pun partid de stânga, deci Ciolacu este din Partidul Social Democrat. Partid de stânga face acțiuni care pun bani în buzunarele băncilor, care pun bani în buzunarele altora, dar nu a țării. Dar e complicat, cred eu. De eu vorbesc regulă, ca profesor de economie. Partidele de coaliție, perfect adevărat, partidele de uniunile, în fine, care duc la coaliții, care guvernează într-o perioadă sau alta, de regulă sunt justificate de situații de criză. Atunci când apare o criză și este simțită ca atare de societate și de clasa politică, se întâmplă apariția guvernelor, așa zise, de Uniune Națională, a guvernelor multicolore, a guvernelor care trebuie să răspundă imediat unei situații de context, unei conjuncturi care necesită unitate la nivel național și așa mai departe. Ori am ajuns, tocmai datorită modului în care a fost practicată politica, nu numai în România, dar și în România, la situația în care rezervele de credibilitate, combustibilul care a întreținut partidele clasice, să folosim acest cuvânt, în fine, poate nepotrivit, dar este spre sfârșit.
și noile propuneri care pot veni pe scena politică românească, dincolo de faptul că trebuie să aibă o adresabilitate bine țintită, dincolo de faptul că trebuie să marcheze prin diferență, să spunem așa, o nouă politică față de ceea ce poate fi perceput ca vechea politică, înseamnă nu un exces de demagogie și populism, ci din contra, înseamnă concentrarea pe ceea ce toată lumea știe și este veșnic valabil în orice țară și în orice timp, și anume agenda legătorului. Care este agenda românului astăzi? Aceasta este întrebarea la care sociologii se chinui să dea răspunsuri, cei care alcătuiesc programe politice încearcă să le învelească, să spunem așa, în fraze. Poți da un răspuns mai neauș? Lumea se va gândi din ce în ce mai mult cum își va putea lua porcul de la un țăran și să-l taie acolo, să-l asomeze, ca să nu spunem altfel, și să nu fie amendat. Că tocmai am văzut, presa a spus-o. Bun, astea sunt... Nu, lasă, se va gândi exemple, românul. Pud. Românul de o anumită categorie, pentru că România e limpede divizată, e feliată ca un tort, dincolo de orice, ca orice societate modernă. Sunt... feliată diferit, pentru că, da, din păcate, în ultimii ani se vede că se micșorează foarte mult clasa de mijloc, clasa liberală, clasa care poate da o mișcare ori mai în stânga, ori mai în dreapta. Hai să facem această precizare, că e absolut necesară. Clasa de mijloc nu înseamnă doar o clasă independentă financiar, să spunem. Nu. Nu doar o clasă cu un anumit resurse, cu anumite resurse. Dar mai educată. Înseamnă o clasă care are anumite valori și principii. Educată. Ori acest lucru este fundamental, pentru că cuvântul educat și educație a fost abuzat în ultima vreme și știm cu toții legea educației a fost modificată la fel de des precum codul fiscal în această țară, ne arată dimensiunea unei situații de criză care trebuie abordată ca atare. Și abordarea ca atare pornește firește de la faptul că, iată, suntem în al 13-lea an de când alocarea a 6% din produsul intern brut pentru învățământ, pentru educație, nu se produce. Ori lucrul acesta, evident, n-are cum să nu afecteze ce anume alonja intelectuală, capacitatea de a judeca, de a lua decizii raționale, normale, a celor care sunt chemați la vot. Deci înseamnă că guvernanții de astăzi nu și-au interesul, că așa spunea Spiro Haret, cum arată astăzi școala, mâine va arăta țara. Perfect, deci, adevărat. Deci, atunci când eu, ca și guvernant, nu mă interesez să aloc acel buget de 6%, care este votat, este lege. Băi, să dau spre educație, că așa va arăta țara mea mâine, nu, eu am alte interese pecuniare de a rezolva problemele pecuniare a unor mici segmente ale populației pe seama amărâtului ăla de la țară care nu-și mai poate tăia porcul, nici măcar porcul, că l-amendează statul român. Și atunci eu întreb ca un biet român care merge la vot. Că, din păcate, mulți nu merg la vot. Dar poate așa le trezim interesul să meargă la vot. Căci votul îți decide viitorul. Când o să înțeleagă absolut toți că votul le decide viitorul și nu că îl știu eu pe cineva la primărie sau știu eu pe cineva pe la guvern. Nu. Votul lui va decide viitorul. Vom vedea că, trăgând linie, acești guvernanți nu se îngrijesc deloc de cei care, de care au fost trimiși pe poziții respective. Că Ciolacu, în primul rând, este parlamentar. Iohannis este președinte. Toți sunt aleși. Sigur. Aici ar trebui purtată discuția mult mai adânc, dincolo de nivelul ăsta superficial a unei democrații reprezentative. De altfel, democrația reprezentativă a fost inventată de un mare tiran pentru unii, care a fost Napoleon Bonaparte. Atunci când... Corect. Adunarea națională era aleasă cam de 300.000 de alegători. Același număr va ajunge să aleagă pe cel care va da lovitura de stat, Napoleon al III-lea, și va transforma Republica în Imperiu, în Franța, deci după jumătate de secol. Democrația reprezentativă, însemnând în viziunea napoleoniană că locuitorii unei localități își desemnează notabilii de la nivelul localității desemnează notabilii de la nivelul departamental și cei de la nivelul departamental pe cei din adunarea națională. Astăzi vorbim de societate bazată pe cunoaștere, vorbim de democrație participativă și democrația participativă trebuie exercitată de oameni instruiți. Spuneam de chestiunea educației, care e o chestiune fundamentală pe care toată lumea o recunoaște, toată lumea vorbește, o prioritizează în toate programele politice, doar în discursuri. Haideți să dăm exemple. Țările Baltice, care alocă 15% din produs intern brut pentru educație. Iată un exemplu clasic. Colegii neschimbate timp de 30 de ani. Republica Turcă, la fel,
cotă de peste 10% alocată educației. Noi suntem, din păcate, în afara Europei și acest lucru este o realitate crudă. Asta avem crudă. Rata deci, de tu, abandon este scolar în Europa, cea mai mare. Noi nu suntem în Europa. Avem o critică constantă în care s-a ajuns ca doctoratele să se transforme în armă politică. În România, până în 1990, din 1900, s-au susținut 1500 de doctorate. Din 1990 până astăzi s-au susținut peste 80.000. Dar lumea nu mai înțelege ce este doctoratul azi. În condițiile bolonizării, doctoratul este ultima diplomă universitară. Nu mai are valoarea pe care o avea, da, să spunem, trebuie înainte să te întreb vreme. Puțin, pentru că poate telespectatorii nu știu. Același procentaj de creștere vis-a-vis de doctorate este în toată Europa. Și în toată lumea. Și în toată lumea. Numai că noi am ajuns în situația precară din punctul de vedere a absolvenților de învățământ superior raportat la 100.000 de locuitori din populație activă. Suntem în afara Europei. Suntem în afara Europei ca număr de doctori în știință. Suntem în afara Europei ca fonduri alocate cercetării. Suntem în afara Europei în ceea ce privește rata de abandon școlar. Suntem în afara Europei în ceea ce privește sumele în general alocate domeniilor creative. Dar nu suntem în afara Europei atunci când Europa spune luați 50 de milioane, dați-o la Ucraina. Din taxele astea care le mărim acum. Nu de aici. Nu asta este problema. Asta e chestiune de conjunctură generală. Să nu amestecăm lucrurile. E vorba de o viziune politică care a continuat, din păcate, după 1990 în mod constant. De aceea nostalgii. Cum era pe vremuri. Și auziți mulți profesori. Eu nu o spun. Nu o spun pentru că mi se pare nedrept față de tânăra generație. Eu spun că măcar pe vremea mea era mai tinerel, era... mai frumușel, mai... În fine, găsim mii de argumente, dar în ceea ce privește educația, noi suntem într-o situație care necesită cu mare grabă soluții. Și soluțiile nu înseamnă neapărat noi acte legislative. Soluțiile înseamnă o finanțare mai serioasă, înseamnă că profesorul trebuie să se bucure de respect în societate. Evident, el la, rândul lui, da. El la rândul lui trebuie să fie un om care să-și respecte elevii, meseria, vocația, dacă este cazul, pentru că nu toți sunt cu vocație, nu? Vocația, în fiecare meserie. Ori lucrurile acestea se obțin greu și se pierd foarte ușor. Aici nu e vorba... metaforic vorbind, dacă tot ai invocat cazul oamenilor de la zi, aș invoca cazul, să spunem așa, clasei muncitoare. Atunci când o șarjă la un furnal ieșa prost, nu se dărâma furnalul. Se refăcea șarja și, în fine, lucrurile mergeau în continuare, chiar dacă asta însemna o pierdere în fluxul de producție. Ori noi suntem în această situație și datorită faptului că nu am avut ceea ce adesea se numește viziune. Ce fel de viziune? Ce și-a propus să devină această țară, România, în viziunea celor care sunt decidenți? Practic, o să iau ca economistul, nu avem o strategie de țară. Acest lucru este extrem de relevant. Apropo de cuvântul strategiei, cu tactica câștigi bătălii, cu strategia câștigi războiul. Tacticile bune nu salvează decât situațiile din moment. Ori noi am avut această stare de a rezolva mereu lucrurile care au necesitat imperios rezolvări rapide, de multe ori pe genunchi, de multe ori negândite, de multe ori din perspective. Pentru care că și cei care au luat aceste decizii, da, și care au participat la strategie au fost oameni total nepregătiți. Dacă ne uităm în legile, că acum este învățământul preuniversitar, este învățământul universitar, au făcut deja două legi separate, în loc să fie un cumul, aș fi făcut de la clasa 0, de la grădiniță. Pentru că dacă ne uităm astăzi, problema copilului care nu citește nu e problema profesorului din universitate, ci e problema de la clasa 1 sau poate de la clasa 0 sau poate chiar de la grădiniță. Mecanismul vine, eu îl pot explica foarte repede, ca toată lumea să înțeleagă, dincolo de dimensiunea legislativă. Totul pornește de la știința evaluării, de la docimologie, de la modul în care cineva urmărește traiectoria în viață a unui tânăr care este educat în această țară. Dacă în ciclul cineva primar mai urmărește? Are, păi asta vreau să spun. Dacă în ciclul primar are calificative, la gimnaziu are note, la liceu note care evident se fac în medii cu sutim, la licență are note care se transformă în credite, la cursurile de master are note care se transformă în credite, iar la doctorat are calificative care nu se potrivesc cu alea din ciclul primar.
Iată că am ajuns la incapacitatea de a evalua corect parcursul unui tânăr, unui om din societatea noastră, în așa fel încât să ne dăm seama care sunt abilitățile, competențele, performanța lui, și în felul acesta cultivăm contraselecția. Și această contraselecție s-a întâmplat în mod evident, inclusiv la nivelul clasei politice, pentru că tu spuneai mai înainte despre calitatea decidenților, despre pregătirea, orizontul celor care iau decizii pentru noi, pentru cei mulți, fie ei parlamentari, fie ei membri ai guvernului, fie ei, știu eu, reprezentați în una din puterile statului, inclusiv în presă, nu? Dacă ne uităm astăzi la televiziune, vedem foarte mulți prezentatori, oameni care se adresează opinii publice unui număr mare de oameni care nu stăpânesc limba română. Și avem de a face cu barbarism. Ne uităm la președintele Comisiei de Învățământ din Senatul României. La bază, ea fiind profesor de limba română. Deci a predat copiilor noștri limba română. Iar ea face greșeli de gramatică grave. Cum e aia cu Pepsi Glass când era ministră și astăzi în Parlament? Aceste legi care este? Deja te zgârie. Pe mine mă dădea afară din clasa a patra dacă aș fi vorbit gramatical incorrect limba română. De-aia tot timpul fac referire pe vremea noastră. Pare nu de faptul că, dar totuși profesorii aveau o ținută, profesorii, păi aveai curaj când era un profesor de limba română sau inclusiv profesor de engleză, mi-aduc aminte, păi nu se auzea nici musca în sală. Era un respect pe care el și-l câștiga prin faptul că el era pregătit. El era pregătit și avea o zonă de confort și din punct de vedere financiar. Hai să recunoaștem, ăsta e adevărat. Bun, la dimensiunea epocii respective, fără îndoială. Da. Dincolo de acest lucru, aș vrea să insist puțin asupra acestui paradox, ca să revenim în cele din urmă și la politica mare, dincolo de politica educației, la care am putea face emisiuni de zeci de ore fără să vorbim până la anul și tot nu le terminăm. Da. Aș spune că maniera aceasta în care s-a produs selecția pe criterii fals meritocratice, și vreau să subliniez acest lucru, sunt foarte mulți oameni care clamează meritocrația tot timpul. E un concept foarte bun, dar să nu uităm că meritocrația este despre competiție. În competiție există învingători și învinși. Între învingători și învinși niciodată nu poate să fie armonie. Exact ca în justiție, între cel care câștigă un proces, cel care îl pierde, foarte rar, dacă nu, și atunci, aproape niciodată nu se întâmplă ceva. Și atunci, continuând în ideea ta, un partid de stânga a pierdut, un partid de dreapta a câștigat și de casă trăiesc într-o armonie conducând țara unde ne vor conduce. Bun, armonia aceasta este una de conjunctură și cred cu atât mai mult că ceea ce este cu adevărat un pericol pentru societatea românească nu este o astfel de coabitare la guvernare creată de o conjunctură. Pericolul este că ideologiile, așa cum le-am cunoscut noi, așa cum s-au născut ele în siajul Revoluției franceze, și vorbim de cele mari, liberalism, conservatorism, socialism, comunism, în fine, cu toate ismele care li s-au adăugat apoi, toate acestea par a fi epuizat capacitatea de mobilizare în dauna chestiunilor de tip populism. Nu că populismul inițial ar fi fost vreo greșeală. A existat un partid populist în Statele Unite. Populismul a existat și la noi. Sămănătorismul, poporanismul, nu e nicio problemă. Legionarismul, toate acestea au avut și o dimensiune populistă. Dar când combinația aceasta se petrece, și anume un alegător puțin educat, puțin inspirat, puțin atent la viața politică, împreună cu o educație precară, educație de cultură generală precară, cu o mass media care nu oferă știri externe decât în mod absolut selectiv și diminuat în raport cu ponderea lor, care ar trebui să fie mult mai mare. În fond, trăim într-o lume în care trebuie să aflăm ce se întâmplă, nu numai consultând rețelele media și cyberspace-ul, internetul, ci mijloacele de informare în masă, cele clasice, radio, televiziunea, trebuie să fie foarte deschise și să ne ofere informații de ceea ce se întâmplă de jur împrejurul nostru. Toate lucrurile acestea, împreună cu o instabilitate politică generată de o presiune economică căreia guvernele care redistribuie în fond ceea ce noi producem, pentru că bani public nu există, vorba lui Margaret Thatcher. Noi am ajuns în momentul în care nu suntem capabili să ne gestionăm singuri și suntem în fața unei realități în care birocrația întâi își satisface propriile nevoi și apoi ceea ce mai rămâne distribuie la nivel de societate. Toate aceste lucruri la oaltă fac să se adune ceea ce noi numim muniții sociale.
Și această muniție socială așteaptă un moment de explozie, un moment de schimbare. Ori schimbările de regulă la nivel politic, atunci când nu sunt bine gestionate, se produc cu traume. Traume evidente și pentru învingători, dar și mai ales pentru învinși. Vezi, și atunci angajamentul politic trebuie să fie unul în care nu încă o dată afectul emoțional o să domine, ci raționalitatea. Să nu credităm, spun eu, în calitate de profesor, dacă vrei, să nu credităm pe cei care promit marea cu sarea, să nu credităm pe cei pe care îi simțim incapabil să ducă la bun sfârșit un proiect. Să nu-i mai credităm pe cei care ne-au mințit până acum pentru că și de acum înainte o vor face. Să nu-i credităm pe cei care sunt incapabili să-și gestioneze propria viață, viața personală, atât cât este ea accesibilă datorită statutului de persoană publică, da? Cu încrederea noastră. Pentru că prima virtute a moralii este bunătatea, dar bunătatea nu înseamnă naivitate și cu atât mai puțin ignoranță. Așa cum prima virtute a credinței este smerenia, așa trebuie să o înțelegem și așa trebuie să înțelegem că funcționarul în general este servitorul publicului și așa trebuie să comporte, așa trebuie să fie. Politicianul este cel care își înțelege alegătorii și poate rezolva mai bine decât ei problemele cu care aceștia se confruntă, pentru că de aceea îi alegem. Iar cei care fac politica generală a țării trebuie să înțeleagă că a raporta interesele propriei națiuni la concertul din care facem parte, și mă refer în cazul României la Uniunea Europeană, la vecinii noștri, a căror politică trebuie să o cunoaștem, pe care trebuie să îi înțelegem, pentru că nu toți ne sunt cei mai buni prieteni. Pentru că întotdeauna avem chereli, dispute cu vecinii. Nu? La un moment dat, într-un interviu din Foreign Affairs, și spuneam, noi împărtășim cu poporul mexican un proverb. Pentru mexicani, proverbul sună în felul următor. Marele păcat al mexicanilor este că sunt prea departe de Dumnezeu și prea aproape de Statele Unite. În cazul nostru și noi suntem prea departe de Dumnezeu și prea aproape de Federația Rusă, care se manifestă așa cum se manifestă în relațiile internaționale. Ori din acest punct de vedere, precauția, capacitatea de a judeca și de a aprecia corect ceea ce cineva care îți solicită votul îți promite, este fundamental. Și ca să poți face acest lucru, trebuie să fii educat. Și ca să fii educat, trebuie să nu te rezumi la educația pe care o face școala. Pentru că educația este o parte a ceea ce noi numim un model paideic. Greșeala pe care o fac mulți părinți și mulți dintre concetățenii noștri și mulți dintre oameni în general este aceea că în momentul în care și-au trimis copilul într-o formă instituționalizată, grădiniță, școală, deja și-au luat mâinile, spun că acolo e rezolvă totul. Acolo e profesorului. Da. Ei, nu se rezumă la atât. Nu se rezumă la atât. Sunt oameni foarte performanți în ceea ce privește educația școlară, dar care se dovedesc a fi inadaptabili în societate. Sau noul, același nivel de performanță atunci când intră, cum spunem noi, în câmpul muncii. Domnule profesor, a spus foarte corect. Ce ne promit într-un anumit fel pe ei să-i trimitem în vot, care să ne reprezintă idealurile și crezurile noastre. Dar ce se întâmplă cu românul care votează de 33 de ani pe aceiași oameni, îi trimite pe aceiași și doar mint în continuare? Pentru că, din păcate, politicianul de astăzi... Înseamnă că românul acela îi place să fie mințit. Înseamnă că românul acela este câștigat, sau votul lui este câștigat, prin stare afectivă, prin emoții, prin încăpățânare, prin dorința de a se ralia cu cel puternic. Așa cum vedeți, dacă la meciurile de fotbal, în general, publicul este înclinat să țină cu outsider-ul, cu cel în competiții, sau cu cel mai cu cel care are șansa a doua, da, și așa, da, mai, da, departe. Și nu ne bucurăm atunci când se întâmplă o surpriză, pentru că în felul acesta nu ieșim din zona predictibilă, a previzibilului, când știm foarte clar că cel care este pe locul secund, corect, nu are. Dar totuși am o întrebare, nu poate să fie și sindromul călăului? Că politicianul este un călău. Da, complexul Stockholm. Exact. Există și acesta, dar nu cred că raportul între alegător
și politician este un atât de strâns încât da, dacă alegătorul român, se simte... Dar dacă românul are mintea scurtă și uită din 4 în 4 ani ce a făcut, ce a promis... Cred că memoria socială este scurtă, mintea lui nu e scurtă. Dumnezeu ne-a înzestrat pe toți la fel. Eu nu cred că există popoare deștepte și popoare mai puțin deștepte. În modul, sunt popoare educate și mai puțin educate. Sunt popoare care au un cod moral și un cod de conduită care este bine asumat și altele care se schimbă mai iute, să spunem așa, sau care nu au avut prilejul să aprofundeze, să adopte în dimensiunea reală aceste valori și principii. Foarte mulți, eu predau un curs despre construcția europeană și foarte mulți cred că Uniunea Europeană este despre lapte și miere, despre bunăstare, clubul bogaților și așa mai departe. Uniunea Europeană este în primul rând despre valori și principii. Ele pot fi asumate formal la un moment dat, dar vei fi pedepsit dacă tu nu internalizezi aceste principii. Dacă crezi că lucrurile pot merge la infinit într-un limbaj dublu. Și din păcate, limbajul dublu s-a practicat în România și înainte de 1989 și după 1989. Dar și limbajul de la Bruxelles nu este duplicat față de alte state din Europa de Vest și România? Da, dar limbajul, atunci... de la, limbajul Uniunii Europene este un limbaj sofisticat, tehnic, făcut în așa fel încât să nu pună în evidență asperitățile, ci să creeze platforme comune. Iată, vă dau exemplu cel mai simplu. Europa verde, Green Deal-ul, da? Europa neutră din puterea noxilor. Toată lumea știe, în fine, toată lumea informată, știe că acest lucru nu este despre cum să protejăm noi natura. Sigur, aceasta este o componentă foarte importantă, ci este despre stoparea comportamentului nostru prădător față de resursele pe care le avem. Un freelancer german, Karl-Heinz Lund, spunea foarte frumos într-o conferință la care am asistat, că dacă omenirea ar trăi la nivelul mediu al statelor din Uniunea Europeană, da, ar trebui resursele la 3 planete Pământ. Iată, ăsta este imperativul. Toată lumea știe că, iată, anotimpul pe care îl trecem și care este foarte cald, mereu se vorbește despre încălzirea globală și așa mai departe, este strict legat sau este în mod proporțional legat și de activitatea solară. Ne aflăm în vârful unui ciclu solar care va avea, să spunem așa, apogeu în anul 2024. Savanții au spus că va fi 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă blockout-uri, deci înseamnă penii de curent uriași, înseamnă căderea comunicațiilor, dar înseamnă implicit și o schimbare la nivelul temperaturii globale. Sunt lucruri pe care noi n-am făcut decât să le amplificăm în mică măsură. Noi, când spun noi, mă gândesc la civilizația industrială, la civilizația ultimilor 3 secole. Ori din această perspectivă, încă o dată, Europa verde este deasupra preocupărilor comune din fiecare țară. Este un imperativ care vine să le unească. Ori Uniunea Europeană trebuie să dezvolte un astfel de limbaj, pentru că există diferențe între Nordul Europei, Sudul Europei, între România și Occidentul. Deci când vă aud, nu spun decât atât. Fă ce zice popa, nu ce face popa. Pentru că când se întâmplă ceva rău în România și ori ne mai pune un jug, ori un laț la gât, ori ne mai taie sau ne mărește prețul la curent, nu noi, Uniunea Europeană. Dacă vine Uniunea Europeană și spune, băi, mai tăiați-mă cheltuielile alea acolo cu speciale, stai să vezi că aia nu... Da, nu-i tot o cerință a Uniunii Europene? Ba da. Deci atunci eu, ca politician român, pe de o parte spun, dau vina pe Bruxelles, că deja gata, acolo, bă, Bruxelles-ul, ele, vină, eu nu, dar nu trebuie vreau. Dată vina pe nimeni. Dar asta face politicianul, asta vă rămână. Dar atunci când Uniunea Europeană spune să, bă, fă asta, noi nu o facem. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Nu o facem pentru că există cu adevărat o categorie care sunt cei din linia a treia, a patra din toate instituțiile publice, care este neschimbabilă, care a exercitat același lucru, indiferent de guvern, de ministru și așa mai departe, care reprezintă, din ceea ce privește structura birocrației, o cantitate mare. Corect. Dar există diferite chichițe juridice, sigur, cu reorganizare, cu organigramă, desființare, reînființare. Dacă tu vrei, ca politician, și vrei să-ți asumi răspunderea față de
cel care te-a trimis acolo, că în general politicienii sunt deja aleși când ajung miniștrii, atunci asumă-ți, arată că vrei să faci ceva. Se dar vrea. Din păcate, mentalitatea politicianului este, bă, unde mă duc? Bă, mă duc acolo. Doamne, ajută, poate prin Ministerul Transporturilor, că acolo e mai gros. Sau, bă, mă dă la tineret. Păi acolo e asăra și mă, ce dracu să le iei de la ea? Sau, la agricultură, că dau subvenții. Sau... și sau la fonduri europene. Deci corect, exemplele pot continua da, nesfârșit. De aici încă o dată se vede că definiția clasică a partidului, da? Cea pe care o știm din științele politice... Nu bate cu realitatea. Nu, ea bate cu realitatea, dar bate cu realitatea în sensul în care partidele sunt grăbite în a-și asigura propriile resurse și apoi resursele pentru țară și pentru ceilalți. Asta nu înseamnă, ăsta este unul din argumentele care a fost folosit totdeauna de regimurile autoritare. Spunând, partidele, hidracomii de capete, partidele sunt corupte, oamenii politici fac fel de fel de matrapați lăcuri și în fine nu au grijă de interesul general. Fără îndoială și ăsta e un lucru adevărat. Dar rolul nostru, rolul cetățenilor conștienți, este acela de a judeca încă o dată, în mod rațional și bine informat în momentul în care se te și duci să-i decizia și se exerce în cunoștință de cauză. Absolut. E fundamental. Okay. Nu degeaba există atâtea proverbi și atâtea citate. Haideți să facem un exercițiu simplu. Le spun telespectatorilor, dragi telespectatori, dați-mi și mie o listă cu, nu spun 100, 1000, cu 10 parlamentari care au făcut niște promisiuni și le scrieți acolo în comentarii, acolo în link-ul de la podcast, cu 10 parlamentari care ce au spus au făcut. 10, nu vreau mai mult. Și dacă noi găsim pe aia 10, deja am închis, bă, bravo lor. De eu nu cred că găsesc 10. Sunt. Problema mare este următoarea și am mai spus sunt acest lucru și îmi face plăcere să aici la eternitatea la aia. România după 1990 până azi a intrat într-o epocă a hiperinflației legislative. Ca să vă dau un exemplu, toată perioada interbelică s-au discutat aproape 4800 de proiecte de lege. În 20 de ani, 9 corpuri legiuitoare, 9 parlamente funcționale. În România din 1990 până azi s-au adoptat peste 160.000 de acte normative. E un hățiș. De ce? Pentru că presiunea pică dincolo de orice altceva, vine și din partea instituției de politici publice, care din când în când îi treabă parlamentari, dumneavoastră ce ați făcut în afară de faptul că ați depus jurământul timp de 40 de secunde? Cât ați mai vorbit în Parlament? Câtă legiferenda? Câte interpelări? Și așa mai departe. Or, aspectul acesta cantitativ ne face să uităm că legea este făcută să stabilească raporturi juridice. Dar dacă facem o altă interpelare, hai să vedem educația tuturor celor din Parlament. Hai să vedem cum se ocupă... S-a făcut. Din păcate, media generală de absolvire e una foarte scăzută. Foarte scăzută. Nu trebuie să uităm. Păi la Parlamentul trecut ne întrebam câți au doctoratul și acum ne întrebau câți au bacalaureatul. Corect. Politicienii ajung la un moment dat să fie oglinda societății. Ei nu trebuie să fie oglinda societății. Asta este scuza. Un parlamentar va spune mereu, apropo de cei pe care invocați, apelând telespectatorii să ne spună care și-a ținut promisiunea, el va spune, eu am vrut, ceilalți n-au vrut. Nu m-au lăsat. Uite, conjunctura a fost diferită. Dar dacă acum nu se întâmplă, și așa mai departe. Domnule profesor. Discursul ăsta este un discurs care ține de secolul 19, de secolul trecut, dacă vreți. Problema fundamentală este încă o dată și asta este cheia, de fapt. Este singurul element transgenerațional. Este modul în care o generație transmite cunoștințele și experiențele celelalte generații. Am să revin puțin la motoul acestei emisiuni, care este să nu repetăm greșelile trecutului în prezent și în viitor. Așa, dumneavoastră, ca istoric, ce previzionare faceți pentru anul electoral 2024, care cu adevărat este un an electoral încărcat? Ce viziune aveți despre partide, dacă mai sunt partide care vor mai accede în Parlament, dacă unele nu vor mai accede? Adică, care e viziunea dumneavoastră? Acum vă spun și vă împărtășesc ceea ce cred eu este asta e frumos. Notorietate pentru mulți dintre români. Și anume, că va exista cu certitudine un avans a partidelor care vor apăsa pedala națională. Pedala ideii naționale. Nu vorbesc de naționalismul excesiv, deși și el are adepții lui, ca să spunem așa, prin naționalism excesiv, înțelegându-l pe cel cu latură șovină, xenofobă, de factură antropologică. Vor avea câștig de cauză partidele care vor
propune cumva niște mijloace autoritare, pentru că lumea este într-o stare de schimbare și în stare de schimbare există acțiune și reacțiune și există această tendință de a menține stabilitatea, a menține ordinea. Lumea și în general oamenii și politica este antientropică. Este împotriva entropiei, da? Corect. Împotriva ceea ce, în fine, telespectatorii noștri care își mai amintesc de la fizică formulează legea a doua termodinamici. Entropia este cea care generează reacția aceasta la schimbare. Cine se opune în general schimbării? Cei care au anume statut, cei care au anumite rezerve, cei care își văd lucrurile aranjate, situate și care caută certitudini. Cine caută schimbarea? Caută schimbarea cei care sunt nemulțumiți, cei care știu că pot câștiga mai mult decât pot pierde prin efectuarea acestei schimbări. Ori în cazul partidelor, ca să răspund foarte concret, partidele care au nuanțe autoritare, partidele care au nuanțe naționaliste, partidele care au un discurs public care să capaciteze nemulțumirea alegătorilor, vor fi cele care vor fi în avans. Vor pierde partidele care sunt incapabile să formuleze programe clare, o ideologie coerentă, ca să mă exprim foarte clar, pentru că pericolul cel mai mare, de fapt, e unul care este comun tuturor, și anume transumanismul, dar asta e altă discuție și nu vreau să intrăm pe tărâmul filosofiei, și, firește, partidele care au fost sau au exercitat puterea într-o anumită conjunctură, într-o anumită coaliție și care nu mai au putere de atracție. Care sunt acestea? Nu cred că Bunăoară, ca să dau nume, deși, în fine, nu-i tocmai politicos din partea mea. Suntem în afara campaniei electorale. Exact. Nu cred că partidul PMP-ul va avea mare câștig, nu cred că Pro-România, evident, nici nu mai există funcția. Mai există, ponta s-a dus la celălalt cu să-l concilieze. Deci, partidele acestea care au, cred că va fi în pierdere de viteză USR-ul, cred că va fi în pierdere relativă de viteză Partidul Național Liberal dacă nu se reorientează rapid și nu își afirmă propria identitate pentru a se despărți de imaginea aceasta de asta coaliție cu dacă Partidul dacă Social Democrat. Dar guvernare, dar cu exact. Un ciucă la candidat la președinție, nu cred că nu se vor apropia nici pe departe de... Cred de... că vor fi și independenți care de data aceasta vor avea o șansă, având în vedere luptele acestea intestine, cred deopotrivă că vor apărea partide noi. Și aceste partide noi pot capitaliza, pot aduna și din partidele vechi, dar pot aduna și din rândul celor care sunt nemulțumiți de prestația oamenilor care au fost propulsați în poziții decidente de către partidele, hai să le spunem cu ghilimele, tradiționale, anumite și clasice și tradiționale, în fine, de partidele care au avut experiențe de guvernare de-a lungul acestei perioade. Sunt credibile partidele care vor ști deopotrivă să judece cu atenție politica externă a României. Pentru că noi suntem într-o situație în care agenda internă este foarte importantă, dar avem situații de conflict. Una aproape care de noi, imediat aici, la doi pași. Nici nu mai amintesc pentru că toată lumea știe și ar fi pierdere de timp, dar este o reașezare la nivel geopolitic a întregii Europe. Și cred că europarlamentarele din iunie vor fi cele care vor da semnalul. Măsura și semnalul. Cred că la nivel președintele european va fi PPE-ul va continua să domine. Cred asta. Și cred deopotrivă că, în general, partidele care vor asigura, să spunem așa, liniștea. Deci partidele care vor veni și vor spune... nu într-un mod autarhic să ne rupem de lume, dar partidele care vor nota rezerve vis-a-vis de decizii care vin pe deasupra României, ca să mă exprim politicos. Și aceste partide care vor face acest lucru rațional încă o dată, deci nu o chestiune, nu ne băgăm că războiul bate la ușă și nu punem noi gaz pe foc sau nu suntem noi în situația de a fi un proxy în cazul unui conflict și așa mai departe. Doamne ferici. Exact, doamne. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat și în Republica Moldova, nu pentru că a trecut valul alegerilor locale,
înțelegem ce greu să schimbă mentalitățile. Deci, da, previziunea era clar că va câștiga ce bani. Deci nu vreau să discut aici, nu. Trebuie pe alt teren pe care îl cunosc bine. Nu vorbesc ce bani de Chișinău. Știa de înainte eu nu vorbesc de Chișinău, eu vorbesc general. De atitudinea generală. Exact. Da, așa e. Deci lumea caută refugiu și refugiu vine în certitudine. Ei, cine oferă certitudine? Totdeauna trecutul este cel care oferă certitudine. Metaforic spus, trecutul este granit, prezentul este lut că îl modelăm cum vrem noi și viitorul e praf de stele. Ori din această perspectivă trebuie să avem această capacitate, noi cred că, și acest moment de luciditate în care atunci când vom fi solicitați în calitate de cetățeni să mergem la cabina de vot, să lăsăm deoparte sau să diminuăm latura afectivă, să judecăm rațional cine este cel care în numele României poate purta un dialog adevărat și real și neobedient în toate situațiile cu liderii de la Bruxelles, cu liderii de peste ocean, cu lumea în care noi suntem angajați în proporție de 100%. Lumea occidentală. Cineva care a luat măcar bacalaureatul, ca să răspundă. Cu certitudine trebuie să fie oameni capabili. De ce va fi președinte? De stânga sau de dreapta? Eu cred că președintele nu trebuie să fie nici de stânga, nici de dreapta. Noi așa președintele credem, da. Trebuie să facă o politică externă bună. Care pentru e partidul care îl va da? Hai să o luăm altfel, ca să nu mai ocolim răspunsul. PSD-ul sau PNL-ul? La ora asta, sau Aurul? La ora asta sper din toată inima ca cel care deocamdată stă bine în sondaje și în calitate de independent și a cărui trecut se leagă de stânga, că ăsta e adevărul, chiar dacă nu este, știu eu, prima opțiune la ora asta, va fi cel care va avea șansa de a câștiga. Asta-i spune numele. Da. Și eu sunt de aceeași părere. E Mircea Joan. Și eu sunt de aceeași părere. În fine, acum pronosticurile astea toate sunt hazardate. Dar cred că e un om care are exercitat conducere, care a fost președinte de partid, care a fost prim-ministru, care a fost ambasador, care a avut o traiectorie și o educație de o anumită factură încă din debutul anilor 90. E un om cu o alungi intelectuală, cu experiență și echilibrat și care ar răspunde acestei solicitări. Președintele României are atribuții în primul rând de reprezentare în mediul internațional. Corect. În corect. Calitate de prim dirijor al politicii externe a țării. Ceea ce se întâmplă cu guvernul și cu, evident, cel care va fi ministru de externe și cu ceilalți membri care vor dobândi portofolii în viitorul executiv, fără îndoială va fi rezultatul acestor alegeri. Însă, cred eu, va fi o situație în care nu vom avea un partid care să aibă o majoritate clară și hotărătoare, va fi tot o coaliție, da, va așa fi cu certitudine un alt aranjament dacă, așa cum lucrurile s-au așezat deja, Partidul Național Liberal a fost consecvent formulii prin noi înșine, deci vor participa pe liste separate și vor încerca da, să-și păstreze identitatea. Da. Evident, socialdemocrații vor face acest lucru. Nu Aurul, care este în ascensiune și care, firește, va trebui să mai pun un bemol în ceea ce privește unele contondențe. Ea va fi și partidul ei vor fi excentrici și exotici de pe scena politică așa cum există peste tot. Chiar dacă vor intra, cred că nu vor avea vreun rol hotărător. Nici nu cred că cineva va face coaliții cu ei. Dar Vestitul Liberal, Rareș Bogdan, care în 30 de zile va tăia pensiile speciale și este prin noi înșine astăzi în Parlamentul European. Nu vreau să judec persoane individuale pentru că nu e cazul. Da, și nu cred că asta așteaptă telespectatorii. Nu suntem afaldă și nici. Dar înainte de a încheia emisiunea, știu că sunteți membru al Consiliului Consultativ a unui partid politic. Ne puteți spune despre ce este vorba? Da, e vorba de partid, un partid nou, partidul Leu, care cred eu poate oferi ceea ce alte partide n-au oferit până acum. Cum ar fi? O anumită prospețime, o atenție specială pentru un domeniu pe care l-am și evocat, acela al educației, pentru că într-o lume prosperă, dacă există și educație, fără îndoială prosperitatea va crește. Într-o lume prosperă lipsită de educație, vor fi puțini cei care vor fi foarte bogați și mulți cei care vor fi încă o dată faliți și nu săraci. Ori din această perspectivă, cred că
există acest potențial. Pe piața politică a României există loc, așa cum a existat întotdeauna, pentru idei noi, pentru oameni noi și mai ales pentru proiecte care, dacă sunt bine închegate și coerente, pot fi convingătoare pentru alegători. Doamne ajută, vreți să transmiteți ceva telespectatorilor, nu știu, cu o idee personalizată de aici, din inima Moldovei? Ideea este, și doresc asta, dincolo de ceea ce în mod tradițional surează, sănătate, prosperitate, bucurie, firește, toate lucrurile astea sunt stadii dezirabile, dar la toate se ajunge prin chibzuință, prin rațiune, prin alegeri atente, pentru că viața este despre alegeri în cele mai multe situații și nu vorbesc de alegeri în sensul politic, deși ele sunt implicite, și firește, înainte de toate, le doresc să aibă această capacitate de a cumpăni cu mare atenție, de a da atenție vieții politice a ceea ce se întâmplă din jurul lor și mai ales conștiința faptului că votul lor contează. Asta e important. Deci ați auzit, dragi telespectatori, votul vostru contează. Când or fi alegerile, atunci să mergeți, că sunt mai multe rânduri de alegeri. Pe această cale transmit mulțumiri studioului Cinematica Media Solution, companie care realizează acest podcast, și nu în ultimul rând televiziunii Tele Moldova Plus, televiziune care apare pe toate canalele din România și din Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată că ați avut răbdarea și v-ați uitat la mine și nu uitați un simplu share și subscribe la podcastul În Gura Lupului. Salutare!